Marian Danu pare să fie totul simplu în bucătărie. Adică când te uiți de departe, când te apropii și te pune la muncă, cam se complică lucrurile. Face asta de viață, știe exact ce are de... Dar el singur a zis că nu. Mă descurc eu singur. Hai să vedem. Salutare din bucătărie! Astăzi, dragii mei, gătim cartofi. Este o rețetă, chiar aș zice așa, destul de bărbătească. Ceva care se face, se gătește, mai bine zis, repede. Ingredientele pot să varieze în dependență de ceea ce vă place sau nu vă place. În linii generale, trebuie să avem, în primul rând, cartof fiert. Eu l-am și curățit și fiert deja pentru a economisi din timp. Nu este mare treabă, cred că și mare lămurire cum trebuie de fiert cartofii. Aici avem cârnăciori, mix vită porc, poate fi doar una sau doar alta la dorința dumneavoastră. Avem un caș proaspăt, unt, mozzarella, poate fi și un alt cașcaval. Mie mai tare îmi place acesta la așa combinație de gusturi. Și acum, în scurt timp, o să vă arăt cum se poate din tot asta de inventat o mâncărică de zile mari. O să începem de la cârnăciori. Iată așa, îi descoatem această piele și într-o tigaie încinsă o să-i ruminim. Cine dorește, îi poate tăia rondele. Cine dorește, îi poate așa ușor deschide și ai face așa mai fărâmitură. Eu chiar o să fac așa o chestie mai rustică. O să-i rupem acuș cu mânuța. Iată așa, chiar bucăți mari, v-am spus, nu este așa principal. Cine dorește, îl poate tăia și rondele, cine dorește, îl poate mărunți și mai mic. Este o chestie care pe parcursul rețetei o să vă decideți voi. Acum, iată aici avem mozzarella, o să o tăiem în mici cubulețe. Chiar este de dorit cubulețele să nu fie foarte mari, așa el... O să ne ia mult mai mult timp și o să se chinuie puțin de tot ca să se topească la cuptor. Așa că este de dorit să fie așa mai micuț și finuț. Și încă ce doream să zic la rețeta dată, eu azi am luat-o așa puțin mai alea lactate, să zicem, caș, mozzarella. Cine dorește poate adăuga un cașcaval. Mai tare, mai moale, mai cu mucegai, mai fără, mai picant, mai sărat. Chiar e totul la discreția dumneavoastră. Așa că aceasta este partea pozitivă a acestei rețete. Este una care primește cam toate ingredientele sau ceea ce este în frigider. Și luăm cartoful și chiar fără mare necaz și punctualitate, am zis că azi mergem pe rustic. Așa, îl mai pisăm și cât de cât organizat îl tăiem. Odată pisat cartoful, sărat, piparat și condimentat. Cartoful este ceva foarte dulciu, așa că, vedeți, după dorință și gust. Pentru cei care în cămară găsesc o nucșoară sau radem sau praf, foc șpară, cartoful foarte mult iubește și se pupă de minune cu această aromă. Așa, luăm o tavă de copt. Cine dorește, o poate lua un diametru mai mic. Eu am luat un diametru mai mare,
pur din punctul de vedere că toată această istorie și toată această rețetă îmi place să o văd mai crocantă, mai uscată. Așa că nu o vreau prea înaltă. Pentru asta o întind pe o tavă mai mare în diametru. Voi acasă, vedeți și voi cum vă place. Cu ceva unt. Prelucrăm baza care am tapetat-o cu o hârtie de cuptor și pereții. Iată așa. Și acum priviți. Răsturnăm o parte din cartof. Îl așezăm. Sistematizăm. Nici într-un caz nu-l distrugem pentru a fi un strat frumos și elegant, acolo nu mai știu ce. Am spus că mergem astăzi pe rustic. După asta îi dăm cu ceva caș. În cazul nostru este un caș dulce, dar după cum am spus, poate fi și un cașcaval, și o brânză de oi, și o telemea, și tot ce doriți sau ce vă stă în cale. Puțină mozzarella. O parte din cârnăciori. Îi distribuim așa pe toată suprafața, ca în fiecare mușcătură să fie câte o bucățică de cărniță și din toate cașcavalurile sau brânzeturile. Ca după să dăm cu stratul numărul 2 și să adăugăm acum toate ingredientele care ne-au rămas. Și îl ducem la cuptor pentru aproximativ 15-20 de minute la o clasică temperatură de aproximativ 180-200 de grade, ca tot asta să se înferbânte, să se topească și să se unească. Iată așa, ați văzut, ușor rumeoară. Acuși noi o să scoatem și o să punem ceva în farfurie. Iar pentru cei de acasă, vă asigur că această rețetă este foarte ok și foarte binevenită și drept un garnir pe lângă o mâncare de bază. Stropim cu ceva verdeață, aici avem un măraș și pătrunjel, ceva la dorința voastră. Și vă asigur că pe lângă o smântânică, ceva foarte, foarte ok. Eu vă urez o zi bună, poftă mare și rămânem în continuare cu Prima Oră.